Dragi oaspeți, dragi colegi, iată că trăim în mijlocul muzeului satului Maramureșan, unul din cele mai frumoase momente ale acestor zile, și anume sărbătoarea Sânzienelor în muzeul satului. Manifestarea în sine va avea o conotație cu totul aparte, pentru că suntem chiar în mijlocul satului Maramureșan. Pentru că așa arăta cândva un sat, cu biserica, casele, ulița, gardurile, șopronul, copacii, natura. Din acest muzeu, în general, lipsesc oamenii. Azi dumneavoastră ați făcut ca acest muzeu să fie viu. Vă mulțumesc foarte mult și îi dau cuvântul domnului primar Horea Vasile Scubli să vă adreseze și domnia sa câteva cuvinte. Bună ziua și aș vrea în primul rând să vă spun tuturor că sunt nespus de fericit că suntem astăzi aici. După câteva luni în care am stat izolați, ieșirea aceasta este un dar bine meritat. Nu despre tradiție și nu despre statutul religios al zilei de azi, pentru că avem persoane extrem de competente să o facă și să vă povestească. Eu aș vrea să completez în primul rând ceva la ceea ce a spus domnul director. A asemănat femeia cu un lup, extrem de pitorească această asemănare. Aș vrea să vă spun un lucru pe care lumea îl știe mai puțin. Haita de lup este condusă de cea mai experimentată femelă din grup. Deci nu numai în zona aceea și în zona noastră femeile conduc, deși unora dintre noi nu prea ne place să recunoaștem. Apoi felicitări organizatorilor care au găsit timpul necesar și energia să poată să ne adune astăzi aici și să ne prezinte probabil unul din lucrurile cele mai minunate pe care portul și tradiția maramureșană îl au. Cămașa sau, sunt vreo 5 sau 6 denumiri, o rugăm pe Mirela să ne spună, această cămașă care arată așa de bine pe albul și pe culorile pe care le are, pe toți, chiar dacă unii sunt bărbați, chiar dacă sunt făcute pentru femei, este un simbol al nostru pe care mă bucur mai nou, se pare că lumea l-a redescoperit, lumea se îmbracă cu plăcere. Aș vrea să îi provoc pe cei de la muzeu să încerce să-și aducă toți un efort la a purta cămăși făcute de noi, pentru că din păcate, se pare că unii ne-au furat startul și ne-au luat-o înainte. Am văzut o serie de colegi cu cămăși făcute în Polonia, cămăși făcute în Cehoslovacia și, jenant, ca în toate domeniile, cămăși făcute în China. Nu cred că este cazul să facă nimeni pentru noi, pentru că aceste cămăși au fost făcute de sute și sute de ani de femeia maramureșancă. Vă mulțumesc că ați venit, vă doresc să vă bucurați de momentele acestea, mulțumim și Măriucai, care a venit nu de aproape cu toți colaboratorii ei să ne arate despre minunatul lor obicei, și îl rog pe Părintele Sidău să ne deschidă puțin și partea spirituală. Domnule primar, domnule director, distinși oaspeți, în primul rând vreau să mulțumesc organizatorilor acestui minunat eveniment pentru faptul că s-au gândit, și știu că o fac mereu, dar cu atât mai mult se și dovedește acest fapt, că tradiția, cultura și spiritualitatea noastră sunt îngemănate, sunt una. Nu putem vorbi în Maramureș despre una fără cealaltă. Chiar dacă astăzi vorbim despre, în acest cadru, despre Sânziene, despre Drăgaică, vorbim despre miturile agrare și toate celelalte, ele sunt îngemănate. Ori cupola tuturor acestora se află sub ceea ce știm că este sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul astăzi. Despre Sfântul Ioan Botezătorul a zis Mântuitorul Iisus Hristos că este cel mai mare om, cel mai mare bărbat născut din femeie. Altul ca și el pe pământ nu a fost născut. El s-a născut în cetatea Orini, astăzi Eim Karem, nu departe de Ierusalim, dintr-o familie preoțească. Tatăl său făcea parte din familia levitică, ce trebuia să slujească
templului. Erau 24 de cete preoțești și câte două slujau templului. Îi revenea unuia dintre preoți sarcina o dată în viață ca să intre în altarul tămâierii și să aducă jertfă lui Dumnezeu pentru curățirea poporului. Se trăgea la sorți pentru că se considera că astfel se împlinește voia lui Dumnezeu și nu voia oamenilor. Apropo de ceea ce se întâmplă astăzi tot mai mult în zilele noastre, de modul în care ne organizăm noi viața de zi cu zi, scoțându-L de cele mai multe ori pe Dumnezeu în ecuație și contând mai mult decât orice voia noastră și ne luptăm, probabil de multe ori chiar împotriva divinității, pentru a se împlini voia noastră. Se trăgea la sorți și atunci unul dintre aceștia, dintre acești preoți, intra în altarul tămâiei, repet, o singură dată în viața lui avea această șansă. Intrând acolo, Zaharia, se întâmplă o minune deosebită, are o vedere, o vedenie, prin care îi se spune că soția sa va naște un prunc. Erau la o vârstă înaintată când, din punct de vedere biologic, acest lucru nu mai era posibil, de aceea Zaharia s-a și îndoit de aceasta, spunând că nu se poate. Și atunci el rămâne mut. Atunci când omul se împotrivește voii lui Dumnezeu, atunci când omul vorbește mai mult decât Dumnezeu, atunci uneori este redus la tăcere. Din nou, fac o referire și o paralelă la ceea ce am trăit nu cu multe zile în urmă și la ceea ce trăim și astăzi. Elisabeta simte această minune, dar nu spune nimănui nimic, ne zice Sfântul Evanghelist Luca, timp de 3 luni. Era frică să spună că a rămas însărcinată, că simte în ea pruncul. Între Ioan Botezătorul și Mântuitorul Iisus Hristos este o diferență de 6 luni de zile. Maica Domnului, când află și ea despre faptul că rămâne însărcinată, se duce în munte la mama, la mătușa ei, la Elisabeta, la rudenia ei, și discută amândouă despre ceea ce au în pântece. Iar Ioan Botezătorul tresare în pântecele Mariei, simțindu-L pe Dumnezeu, plin fiind de Duhul Sfânt, simțindu-L aproape de El. O imagine foarte frumoasă a întâlnirii dintre Fecioara Maria și mama lui Ioan Botezătorul o prezintă într-un articol Ioan Marin Sadoveanu, care nu are nicio legătură de rudenie cu cunoscutul Mihail Sadoveanu. La un moment dat spune că cele două femei purtătoare de prunc, plimbându-se prin grădină într-o zi însorită, discutând despre ceea ce simt fiecare, despre ceea ce s-a întâmplat cu fiecare, despre modul în care au fost alese de Dumnezeu, apropo de femeie, la un moment dat au observat că nu mai se vede umbra lor. Nu se mai vedea umbra, ci erau atât de pline de lumină încât biruiau umbra. Una purta în pântece izvorul luminii, iar cealaltă purta rodul luminii pe Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul rămâne orfan de mic. Tatăl său a fost ucis de Irod cel Mare, Irod Idumeul, care a domnit între 73 înainte de Hristos și 4 după Hristos, pentru că a tăinuit locul în care Elisabeta s-a ascuns cu pruncul atunci când Irod dă poruncă să fie uciși pruncii. Imaginea aceasta a Elisabetei ascunsă în grotă cu pruncul ei este prezentată într-o singură biserică în zona Istanbulului. El crește singur, împlinindu-se de fapt o prorocie pe care Zaharia, în momentul în care s-a dezlegat limba, adunându-se toți la momentul tăierii împrejur când trebuia să-i dea nume copilului, toți cei din familie au dorit să-i pună copilului nume Zaharia, iar el a scris pe o tăbliță, mama a zis că trebuie să fie numit Ioan, care înseamnă cel dăruit de Dumnezeu, sau darul lui Dumnezeu, Iohanaș. Și tatăl scrie pe o tăbliță că Ioan să fie numele lui, toți mirându-se că nimeni din familie n-a mai avut acest nume, atunci se desleagă limba. Iar Zaharia prorocește despre ceea ce se va întâmpla cu copilul lui. Am avut șansa să ajung în acel loc unde s-a născut Ioan Botezătorul și acolo în foarte multe limbi, pe panouri, este scris această prorocie
în care Zaharia vorbește despre ceea ce va avea să fie Ioan Botezătorul și ceea ce va reprezenta el, de fapt, pentru întreaga lume. A fost numit Botezătorul nu pentru că l-a botezat pe Mântuitorul Iisus Hristos, ci acest procedeu al spălării ritualice, acelui care își recunoștea starea de păcătoșenie după care intra în apă și se spăla, purificându-și trupul și astfel, înțelegând că își purifică și sufletul, e cunoscută încă în Cartea Regilor. De asemenea, este numit înainte mergătorul Domnului, pentru că se împlinește prorocia lui Isaia, care vorbește despre cel ce va să strige în pustie, pregătiți calea Domnului. Este cel care a strigat, pocăiți-vă, mesaj preluat de Mântuitorul Iisus Hristos, care nu înseamnă altceva decât schimbați-vă viețile. Pocăința, metanoia, înseamnă schimbarea interiorului fiecăruia dintre noi. Știți că la un moment dat Tolstoi, când a fost întrebat, maestre, ce ar trebui să se întâmple ca lumea să se schimbe, el a zis fiecare în parte să se schimbe și atunci lumea va fi altfel, să se schimbe în bine, evident. Ori aceasta a propovăduit Ioan Botezătorul, pocăiți-vă. Pocăiți-vă, schimbați-vă felul vostru păcătos de a fi și îi spăla pe toți cei ce își asumau acest început al pocăinței. Ioan Botezătorul a fost un om deosebit. A fost un om de o putere a cuvântului și a faptei extraordinară. Coborât după 30 de ani, 20 și ceva de ani de stat în pustie, la 30 de ani a coborât la râul Iordanului, propovăduia, vorbea, încât și Irod, de data aceasta alt Irod, Antipater, fiul lui Irod cel Mare, Irod Antipa, care a trăit între 52 și 20 după Hristos, acesta îl asculta pe Ioan și îi purta frică. Și foarte interesant, Ioan nu era politically correctly. Adică nu era interesat de a plăcea mai marilor acelei vremi pentru a primi un statut, ci era sincer. Cuvântul lui era ca focul ce arde. Nu era interesat să placă celor din vremea lui care i-ar fi putut oferi ceva vremelnic. Ce a fost liber și a asumat libertatea de a vorbi, de a corecta, de a îndrepta și de a-L slăvi pe Dumnezeu sub această formă. Ioan Botezătorul ne învață pe fiecare dintre noi, în primul rând, sinceritatea, corectitudinea și libertatea. Suntem liberi și acest lucru trebuie să-L înțelegem, că libertatea este altundeva decât acolo unde înțelegem noi. Libertate nu înseamnă să poți să mergi peste granițe, libertate nu înseamnă să poți să-ți părăsești orașul, libertate nu înseamnă să-ți poți părăsi casa, căci ați văzut cât de ușor acest lucru poate fi îngrădit. Ci libertate înseamnă să simți, să trăiești, să iubești și atunci când ți se pun granițe de acest fel, să-ți vezi libertatea ta în iubire, în empatie și în capacitatea de a simți pentru celălalt. Ori noi toți astăzi, care suntem aici împreună, ne arătăm dragostea pentru tot ceea ce are frumos Maramureșul, pentru tot ceea ce are valoros această seară, această țară, și cred că e cazul, dacă până acum n-am făcut-o, să conștientizăm cât de bogați suntem spiritual, având modelele sfinților, iar material, având această bogăție, acest patrimoniu material și imaterial ce ne-a rămas, și lecțiile pe care le putem învăța atât de la sfinți, cât și din ceea ce ne-a rămas de la străbunii noștri. Vă mulțumesc pentru invitație, bunul Dumnezeu să ne întărească, să ne lumineze, iar căile sfinților să fie pentru noi exemple, modele și căi demne de urmat. Amin. Doamna Bers, vă rog. Stimate domnule primar, stimate domnule director, părinte, dragi invitați și dragi colegi, ne bucurăm că ați ales să fiți azi alături de noi în satul tradițional maramureșan să sărbătorim împreună sânzienele. După cum bine știm, în calendarul creștin ortodox, sărbătorim nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, despre care ne-a vorbit părintele, dar în calendarul popular această sărbătoare este cunoscută sub numele de sânziene. Sânzienele are origini mult mai adânci, are rădăcini care coboară până în perioada dacică. După unii cercetători, această sărbătoare cinstește pe regele Zamolxis, când bărbații ieșeau pe dealurile
învecinate cu făclii în mâini, aprinse, pentru a-l cinsti pe zeul Zalmoxis. Deci iată că și azi noi încercăm să sărbătorim această sărbătoare tradițională maramureșană, pentru că se spune că sânzienele sunt zâne bune. Sunt zâne care ies în noaptea de 24 iunie în fiecare an și zboară deasupra lanurilor cu grâne, deasupra câmpurilor, împrăștind rod și dând puteri vindecătoare plantelor medicinale. De aceea este bine ca în această zi să culegem plante medicinale, pentru că, iată, acestea au o putere mult mai mare de vindecare. Cum vă spuneam, sânzienele sunt zâne bune, sunt zâne considerate fiind preotesele soarelui, dar dacă nu le cinstim cum se cuvine, acestea pot aduce vijelii, grindină, să sperăm că nu vom avea parte și noi de aceste manifestări. Și ne-am dorit să marcăm noi azi această sărbătoare în Muzeul Satului Tradițional printr-o șezătoare. De aceea am și intitulat evenimentul de azi Îmbracă o cămeșă și hai la muzeu în șezătoare. Sărbătoarea sânzienelor este plină de magie și de farmec. Fetele obișnuiau să practice diferite ritualuri magice menite să-și afle ursitul. Astfel, acestea se trezeau dis de dimineață, culegeau flori de sânziene, se spălau cu roua de pe sânziene ca să fie frumoase, plăteau coronițe pe care le aruncau pe case. Astfel, acestea puteau afla dacă ursitul lor va fi bogat sau sărac, va fi înalt sau scund. Femeile și bătrânii aruncau la fel coronițe pe case, aflând astfel dacă vor trăi sau vor muri în anul respectiv. Deci iată, această zi este încărcată de ritualuri și practici magice menite să aducă bunăstarea și belșugul casei, gospodăriei și familiei. Dar azi este dublă sărbătoare, pentru că începând din 2013, comunitatea online la Blues Rumen a dorit să marcheze o sărbătoare universală a IEI, chiar de în ziua de sânziene. Deci iată, azi sărbătorim și ziua universală a IEI. Știm cu toții că în Maramureș nu se poartă ii, ci se poartă cămeș, de aceea am intitulat și evenimentul de azi Îmbracă o cămeșă. Dar despre toate aceste lucruri ne vor vorbi găzdoile din Călinești. Avem alături de noi pe Măriuca Verdeș și pe Găzdoile din Călinești, Asociația Rădăcinilor Străbune, care încearcă, prin școala pe care au inițiat-o, să ducă mai departe obiceiuri, tradiții și să învețe coconii să păstreze tot ce avem mai scump și mai prețios rămas de la străbunii noștri. Deci despre toată practica coaserii unei cămăși, despre de la tors, de la țesut, cusut, motivele pe care le întâlnim pe cămașa tradițională, ne vor vorbi acestea. Este o sărbătoare închinată cămășii tradiționale. De ce? Pentru că nu putem spune că îmbrăcăm portul popular tradițional dacă nu avem cămeșă pe noi. Degeaba luăm o sumnă, luăm o pânzătură, cămașa este piesa de rezistență în ansamblu vestimentar tradițional. Deci o rugăm pe Măriuca să preia ștafeta de aici și să ne inițieze în tainele confecționării cămășilor. Avem și o expoziție de cămăși, am dorit împreună cu colegii de la etnografie să expune și câteva cămăși vechi din patrimoniul muzeului nostru, cămăși care reprezintă o foarte, foarte, foarte mică parte din bogata colecție pe care o avem. La fel am adus, să zic așa, și un material didactic, dacă doriți să observați evoluția sau involuția cămășii, pentru că avem și cămăși sintetice sau cămăși făcute la mașină sau la calculator, cum e obiceiul azi. Avem și o cămașă terminată, dar de fapt nu e terminată, pentru că trebuie adunată, e cusută, dar nu e adunată. Deci pentru doritori care nu sunt din zonă și vor să admire aceste piese vestimentare, îi rugăm să o facă. Măriuca, te rog! Luați-vă
cât e un scaun și haideți să lucrați alături de noi. Ca în orice șezătoare, ne-am adus de lucru, am adus poveștile satului cu noi și mai mult decât atât, am vrut să vă arătăm că meșteșugul nu-i pe cale de dispariție, că mai avem cocone care vreau învăța și ne-am bucurat de la meșterii satului, Ileana Șandor, doamna profesor Maria Șerba, să nu ne lasă, să nu ne lasă să ne pierdem rânduielile strămoșești. Și apoi am venit în șezătoare. Începem acum. Sunt zâiană de pe munte, sunt zâiană de pe munte, auzit am că și multe, auzit am că și multe, ești multe. Hai mă-nvață cum să-l stâng pe baia-n brață, dorule. Sunt zâiană, mă port noroc, sunt zâiană, mă port noroc, și la lucru și la joc, și la lucru și la joc. Alindor și supărare și nu-mi bătrân.